și bine v-am găsit la profulonline cu exerciții de matematică. Așa este, bine ne vedem. Deci tema pentru acasă. Pentru acasă. Clasa a doua. Azi e 24, parcă, nu? 84 la 11, 27. Să încercăm să facem câteva ieșiții. Da. Tu poftim... 7 plus... 7 plus... 9 ori 2... 9 ori 2... Plus 6 ori 7... 6 ori 7... Este egal. Da? Deci, să facem aceste ușoare operații pentru tine. Da? De regulă, și lucrurile mărunte au importanța lor. Se spune că cultura mică însoară carul mare. Ce facem întâi mare? Hai! Numărul 2. Sigur că da. Nu zice 7 plus 9. Ci prioritar, într-o șir de operații în apare adunări și scăderi, prioritare sunt înmulțime și împărțime. Așadar, 9 ori 2 și pe ce o să facem obligatoriu? 9 ori 2, egal cu 18. Deci o să spun 7 plus 18 și tu dictează-mi. Și noi mergem foarte repede plus. Sunt rapid asta. Da? 18 plus. Nu te mai uiți la tabă? Eu nu am bucat nici să copiezi să scriu. Egal, acum uite pe cățel și lucruri. Editez și eu scriu. La tabă nu ai ne scriu. 7 plus 18 plus 42. Plus 42 egal cu, eu nu scriu nimic, nu avea ce te uita la tabă decât după ce îmi dictez tu. 42 plus 18 egal cu 60. 60 plus 7... Ei, nu-i bine să scrii așa. Tu ai zis 42 și cu 18 deodată și fă egal. Deci, uite, scrierea asta, 42 plus 18, e egal cu cât ai zis? Egal cu 60. 60 plus 7 este greșit. Că aici, abia asta, e egală, de aici s-a dezechilibrat. A fost 60, dacă mi-ai pus 7 aici și din face nu-i, au o profulătăparea, stai asta. De aceea trebuie să lucrăm așa, în șirul acela. Deci ai zis 40, 18, 60, plus aici 7, că ea este egalitatea de la capăt păstrată. 60 plus 7 și egal cu 67. Da, așa da. Înțeles? Așa ne pune pe mână. Cum vă pune? Nu ne pune așa în continuare. Bun, dar dacă așa vă pune, când ai zis 60, acum dedesubt trebuia să spui 60 plus 7. Deci, înțelegi tu? Că 42 și 18 am făcut 60. Și la 60 când pui 7, doar în membrul drept în continuare, nu mai este egalul ăsta valabil. Deci rugămintea mea este să înțelegi bine ce spun eu acum. Că altfel, la o lucrare, sigur te depunctează. Deci, încă o dată, cum facem? Ai zis așa desfășurat că ai făcut înmulțirile, dar de ce te-ai oprit tu și n-ai putut să... Eu aș fi făcut deodată așa. Că noi putem face operația chiar pe loc. 7 plus. Ai zis 2 și cu 8, 10 și cu 7, 17. 1 și cu 4, 5 și cu 1, 6. 67. Asta este la îndemână. Da? Așa trebuie să facem. Bun. Deci vreau să le țin neapărat aceste. Te rog acum. De nou. 16 plus. 16 plus. 54 împărțit la 9. 54 împărțit la 9. Minus, deschideți paranteză rotundă. 15 minus 5. Închideți paranteza. Împărțit la 2. Este egal cu? Egal cu. Lucrăm în continuare tot ce se poate. Da? Pe traseu. Nu cred că se poate. Vedem. 54 împărțit la 9. Cât faci? 9 ori cât faci 54? 9 ori 54, 6. 6. Atâta faci. Deci îi propun inverse. Așa vine 16, spun pe 16. 16 plus 6. Corect. Minus. Nu e egal. Nu. minus, continuăm. Da? Așa că egalul, deci noi îl respectăm egalul. Plus 6, minus. Minus. Așa. Minus. Facem și paranteza. 9. 15 minus 5? 10. Deci minus 10 împărțit la 2. Împărțit la 2. Egal 10 cu. Egal cu. Nu te uiți la 10 împărțit la 2. De la un capăt, de la egalul ăsta începem operația. A, 16. Și cu 6 poți să faci asta, da? 22. Deci 22 minus. Minus 5. Minus 5. Egal cu. Egal cu 10 minus 5, 5. Și cu 2, 7. 17. 17. Vezi? Am ajuns la răspuns de la un capăt la altul. Tot te greșiți rezultatul corect este 17. Te rog, te rog. Paranteză rotundă. 6 ori 6 minus 4. 6 ori 6 minus 4. Închideți paranteza. Împărțit la 4 plus 10 împărțit la 10. Plus 10 împărțit la 10 este egal cu... Șase ori șase, da? Așa. 6 ori 6, 36. Minus 4, putem face. 36 minus 4, 32. Acum scriu 32, că am făcut calcul la paranteza rotundă, împărțit la... Împărțit la 4, 32 împărțit la 4. Nu te gândești, nu. Nu dai răspunsul acum, ci te duci în continuare. Plus, data viitoare, etapa următoare, plus 10 împărțit la 10 poți să faci. Plus 10 împărțit la 10, 1. Plus 1. Și egal mai departe. Egal mai departe. Cu 6, 32 împărțit la 4. 32 împărțit la 4, egal cu 8. 8, corect. 8. Că 8 ori 4 fac 32, da? 8 plus 1. 8 plus 1, dă răspunsul de final 9. Da? 9. Încă o dată, insist pe asta. Că ai tendința de a face o operație. Faci o operație. Uită și... mai știi ce pui în față. Asta este motivul pentru care la anumite idei și ți te încurci. Facem mai multe, te rog. Corect. 21 împărțit la 7. 21 împărțit la 7. Plus 7 ori 4. 7 ori 4. Minus 3. Minus 3. Este egal cu... Deci 21 împărțit la 7 plus 7 ori 4 minus 3. Te rog. Vom scrie 7 ori 4. Da, și aici putem face. Și operația asta. 21 împărțit la 7. 21 împărțit la 7. Că mulțire și împărțire trebuie să făcute amândouă, la același nivel. O dată, da. În ordine, când le găsești pe traseu, pieri le faci. Și prima nu le scădere. Deci 21 împărțit la 7. 3. Te întrebi. 7 ori cât se facă 21? Există 3. 3. Foarte bine. Foarte bine. 3. Plus 7 ori 4. 3 plus 7 ori 4, 28. Deci plus 28. Minus 3. Minus 3. Egal cu? Egal cu 20. Cum ai făcut 20 ori la 20? 28. Mi-am dat 20. Mi-am scris 20. Deci în 21 pe scris 20? Da. Acum am înțeles. Egal cu 28. Egal cu 28. Dar cum ai făcut? Mă interesează. Pentru că orice adunci și același caz dă... Sigur că 3 minus 3 fac 0 și rămas 28. Da. Deci ăsta este motivul. Nu-i corect să adunge 3 la 28 și nu să-ți caz. Vezi timp. Da? De aceea observația ta e bună că ce să adunci și să mai scazi? Că rămâne nemișcat. Bun. Acum vă dau un pic mai lung, da? Te rog, te rog. Paranteză rotundă. 63 împărțit la 7, da. Plus 48 împărțit la 6, da. Plus 13, da. Închidem paranteza, împărțit la 6, plus 8 ori 7, 8 ori 7, împărțit la 8. Împărțit la 8. Egal cu. Gata. Așa. Ne facem planul de lucru. Deci povestim cum judecăm noi ieșițul ăsta. 6+13. Unde 6+13? În paranteză. În paranteză? De unde ți-o dat 6? Păi nu, l-au făcut 6 plus 13. Uite-te acolo, 6+13 la final. 6+13? Aici, da? Da. Acolo te-ai dus. Păi vezi tu. Vezi tu că noi trebuie să privim paranteza la un capăt la celălaltul. Și în paranteză vedem ce este prioritar. Ce trebuie? Ce operații sunt importante în paranteză? 63 împărțit la 7. Prima operație asta este. Apoi, o altă operație care se poate face. 63 împărțit la 7 plus 48 și împărțit. Cum? 63 împărțit la 7 plus 48. Va da ceva. Pe urmă. Împărțit la 9. Împărțit la 21. Cine împărțit la 21? 6+13. Atenție multă. Deci am făcut operația asta. Care sunt cele mai puternice? Ce ți-a zis domn profesor? Deci cele mai puternice sunt înmulțirile și împărțirile, dacă le ai. Noi avem mai împărțiri. Deci facem pe asta. Pe urmă ne ducem și facem operația asta. A doua operație. Și ce ne va da aici? Nu știu cât. Ce ne va da aici? Adunăm între astea și până 13. Deci, acum, în clipa asta, facem ce? Te rog. Vom face 63 împărțit la 7 egal cu 7. 7 ori 7? 49. 63 am aici. 7 ori cât fac 63? 7 ori 9. Vezi? Asta este. Credeam că era 9 acolo, spunem 7. Am înțeles, da? Suntem atenți. Da. Și 63 împărțit la 7 și face 9. Uite, l-am și scris. Pun și paranteza, că am făcut prima operație, apoi 9. plus 48 împărțit la 6. 48 împărțit la 6. 6 ori cât fac 48? 8. 6 ori 8, da? 6 ori 48. Deci e 48 împărțit la 6 egal cu 8. Plus 8 și plus 13. Vezi? Eu am făcut acum ce s-a putut face la prima citire. Și vom face politică deasupra. Nu? Deci, plus acum. Nu, adun împărțit partea asta. La 6, nu știu cât. Nu putem face partea. Împărțit la 6. Așa. Plus, mai departe, plus. Ei, aici sunt amândouă operațiile de la același nivel. Plus. Când sunt amândouă, o mulțire și pe urmă împărțire. 8 ori 7. Așa. 7 ori 56. Și 56 împărțit la 8. 56 împărțit la 8. Cât am făcut? 7 ori 8 sunt 6. Și pe urmă pe 56 când împarți la 8. Egal cu... Asta e... 9. Evident, încă o dată. 7 ori 8, 56. 10? Nu te-am răspuns la întrebare. Nu încerca să-i ghicești, trebuie să fii atent. 7 ori 8 te faci. 56. 56 când îl împarți la unul din cei doi, la 8. Cât va da? Deci 7 ori 8 egal 56. Pe 56 dacă îl împart la 8... Cât dă? 7. Dar dacă îl împărțim la 7? Dă 8. Și acum rezultatul l-am împărțit la 8. Și dacă rezultatul l-am împărțit la 8, ne dă cât? Da? 7 ori 56 împărțit la 8 ne dă? 56 împărțit la 8, 8. 56 împărțit la 8? 7. Deci plus 7. Plus 7. Și egal mai departe. Ei, hai să vedem. 30. De unde a făcut 30? 8+13=21 și cu 9=30. 8+13=21 și cu 9=30. 30. Și vine 30. Plus 13. De ce 13? Stai să vedem. De ce 13? Împărțit. Cine împărțit? 30, da? Împărțit la 13. De ce 13? Pentru că 6 plus 7. Păi de ce caută să faci pe asta? E slabă. E slabă. Deci împărțit la 6. Deci 30 împărțit la 6. Așa scrie. 30 împărțit la 6 plus 7. Vezi că încă nu acord prioritate ordinei operației. 30 împărțit la 6. Egal cu. Egal cu 3. 6 ori cât se facă 30? 6 ori cât? Da, 6 ori cât fac 30? Așa ne întrebăm. 6 ori 5. Vezi? Ori 5. Am făcut 6 ori 4, 24. 4 cu 6 ori 5, deci 30. 5. Și 30 împărți acum la 6? 30 împărți la 6? 5. 5. Deci egal cu 5 plus 7. Scriem așa, 5 plus 7. Și avea acum... Egal cu 5 plus 7 este egal cu 12. 12. Da. Mai vedem o dată, da, că am fost păcăliți pe traseu. Ne trebuie să recunoaștem. Puneți să se repete ce facem. Da. Deci, hai să o luăm de la un cap, de la capul exercițiul ăsta. Ăsta a fost exercițiul cum îl vezi. Șterg aici ce am spus eu că fac. Ce vorbești ea? Tu faci asta. Deci... Zici, spune, începi să spui așa. Avem o paranteză toată care trebuie împărțită la 6. Până la urmă trebuie calculată toată paranteza asta. Știi tu când a dat toată paranteza asta? Nu. Ei, cum? Uite. Bă, da. 30 odată. Dar cum am ajuns acolo? Am făcut mai întâi ce? 63 împărțit la 7 este egal cu 9. 9. 9. Apoi. 9, da? 9. Și l-am scris pe 9, vezi? 9 plus 8. 48 împărțit la 6. 6 ori 8. 48, 8. Și plus 13. Și am ajuns de-am închis paranteza. Am închis paranteza. Pe urmă, ea se împarte la 6. Ea se împarte la 6. Am scris-o. Plus acum. Plus 7. Dar de unde e 7? De ce n-am zis eu cum are o 7 împărțit la 8? Puteai? Ia uite-te, o întrebare frumoasă. Că am două sunt la fel. La fel de pretențioase. Da. La același nivel. Nu e adunare sau o scădere ca să... 8 e mai mare decât 7. Aha. Deci nu putem să împărțim unul mai mic la unul mai mare. Odată. Bun. Altceva important să reținem aici. Foarte important. Când sunt de același nivel. Da. Uite-te... Adică sunt 6 ori 6. Deci când sunt de același nivel, adică mulțiri și împărțiri, suntem atenți, când sunt de același nivel, se execută în ordinea în care sunt ele. De la stânga la dreapta. Foarte, foarte important. Nu sar tu pe la... Acolo aveam posibilitatea să împartă, poate. Sigur că da. Și era greșit dacă nu. Atenție! Deci hai să insistăm pe asta, că e foarte important. Ia scrie așa. Scrie 16 împărțit la 2, împărțit la 4 și până împărțit la 2. Împărțit la 4 și împărțit la 2. Deci 16 împărțit la 4 împărțit la 2. Egal cu... Ce faci? Spune tu ce faci aici. 16 împărțit la 2. Nu, 16 împărțit la 4 și până împărțit la 2. 16 împărțit la 4. Păi ce nu vreau să mai închid? Așa, cum am spus. 16 împărțit la 4 este egal cu... Cât ori 4 de 16? 4 ori cât fac 16? 4 ori 4. 4 ori 4. Deci 16 împărțit la 4 face aici care rezultat? 4. Deci egal cu 4. Hai să scriem 4 împărțit la 2. Da? 4 împărțit la 2. Egal cu 2. Și egal cu 2. Dacă tu ești neatent și faci pe asta întâi, ia să vezi ce șmecherie. Hai să zicem 16 împărțit la 4 împărțit la 2. Nu respecti ce am spus eu și faci pe 4 împărțit la 2 că se poate face. Și egal atunci cu un semn de întrebare. Egală cu 16 împărțit la 4 împărțit la 2 cât face? 14. 4 împărțit la 2? 4 împărțit la 2, 2. 2. Și egal mai departe, de acum 16 împărțit la 2? 16 împărțit la 2 egal cu 2 8. 8. Iată ce prostie. I-a dat 8. I-a dat 8 față de ceea ce a fost înainte. Care este? De ce este rezultat diferit? Pentru că am greșit ceva esențial. N-am respectat ordinea operațiilor prin de aceeași ved la stânga, la dreapta, în ordinea în care apar ele. Corect. Deci scrii greșit. Da? Scrii greșit. Sau scriu eu, sublinesc cu verde, spun verde egal greșit. Nu. Da. Dacă scrii greșit și spui de ce. Greșit. Greșit și spun din cuvinte. N-am respectat ordinea de la stânga la dreapta. Da, deci n-am respectat. Hai cum am pregătit unul. Să vedem cum merge. Respectat. N-am respectat ordinea de la stânga la dreapta. Am sărit. Și era așa... tot în împărțire. Sigur că da. Și am tocmai special am dat împărțire. De la? Da. Da. Stânga la dreapta. N-am respectat ordinea de la stânga la dreapta. Adică am făcut ce am vrut eu. Așa, că uite, mi-o vine mie să fac ultima. Da? Mai dăm încă un exemplu de asta și când facem unul de așa. Paranteză rotundă. 45 împărțit la 5. 45 împărțit la 5. Plus 36 împărțit la 6. 36 împărțit la 6. Plus 10. Plus 10. Închidem paranteza rotundă. Da. Împărțit la 5. Împărțit la 5. Plus 3 ori 8. Împărțit la 6. Plus 3 ori 8. 3 ori 8. Împărțit la 6. Tu vorbești repede. Eu nu scriu nimic decât ce vedeți tu. Ce observi acolo? Vorbește, povestește. Ce ai să faci? 4 ori 5. Paranteza în primul rând. Paranteza. 4 ori 5 egal cu 8. 45 împărțit la 5. 45 împărțit la 5 egal cu 9. 9. 9 ori 5 egal cu 45. Din cauza asta. 9. Foarte bine. Și facem chestia asta ca să nu uităm. 9. În paranteză. Da, deschide în paranteză. 9. 9 plus 36 împărțit la 6. Cât ori 6? 6 ori. Cât fac 36? 6 ori? 6 ori 8. 6 ori 8? 48. Și am vorbiat. Da. 6 ori cât fac 36? 6 ori 6. Antrenamentul. Zi de zi trebuie făcut. 6 ori 6. Deci plus cât faci aici? Plus 6. Plus 6. Așa. Și plus 10. Plus 10. Așa. Închidem paranteza. Împărțit la 5. Împărțit la 5. Da. Da. Și acum? Plus. Și acum plus 3 ori 8 egal cu... Nu. Plus 3 ori 8 egal cu 24. Da. Deci 24. Hai să scriem 24 ca să fie și prietenul ăsta. 24. Împărțit la 6. Vezi că ai făcut-o de la stânga la dreapta. Deci am respectat. Împărțit la 6. Așa. Egal acum mai departe. În paranteză egal cu... Cât face toată paranteza? 25. 25. Scriem 25 împărțit la 5. Și când îi din timpul, data viitoare. 25 împărțit la 5 este egal... Nu e egal, nu mă interesează când vine etapa următoare. Scriem 25 plus aici, plus... 24 împărțit la 6 putem face. 24 împărțit la 6 egal cu 4. Corect. Egal cu 4. Egal mai departe cu... Egal mai departe cu... 25 împărțit la 5, 5. 5 plus 4. 5 plus 4 e 4 egal cu 1. Ei, asta e ordinea. Deci acum am fost mai exacti de data asta. Încă una, te rog. Domn profesor, ce am aflat? Orice se termină cu cifra care mulțim, înseamnă că se mulțește cu aceeași cifră. Nu știu, eu n-am urmărit asta. 45 împărțit la 5, egal cu 9. Vezi? Da, dar 25 împărțit la 5. S-a întâmplat. Cu 36 împărțit la 6 fac 6. Da. Deci, nu totdeauna. 36 împărțit la 4. 36 împărțit la 4. Împărțit la 3. Împărțit la 3. Plus... 4 ori 4 împărțit la 4. 4 ori 4 împărțit la 4, da? Plus 30 împărțit la 5. 30 împărțit la 5. Ori 7. Ori 7. Da, îmi place. Adică tot rezultatul acela trebuie să le împărțim la 7? Nu, uite-te acolo. Nu trebuie să împărțim. Nu unde se împarți la 7? Nici nu este împărțit la 7. E înmulțit cu 7. Dar nu-i tot rezultatul. E pus într-o paranteză. Nu-i nicio paranteză, nimic acolo. Nimic? Yeah! Hai, repede. 36 împărțit la... Vă scrie 36 împărțit la 4. 36 împărțit la 4 e egal cu 9. 9, scrie 9 împărțit la 3. Nu împărțit la 3 egal cu 3. Dar nu spunem ei acum, data viitoare, că dacă spunem egal cu 3, am stricat tot exercițiul, că egal, ce are e plus. Da? Vădată e plus acum. Plus 4, 4, da. 16. Plus 16 împărțit la 4, nu că este operația aceea de împărțire. Împărțit la 4. Plus mai departe. Plus 30. Atenție. Plus 30. Plus 30 împărțit la 5 ori 7, 35. 30. Nu, nu, că tu ai făcut 5 ori 7 și o mare greșeală. Plus 30. Împărțit la 5. Cât face? Plus 30 împărțit la 5 este egal cu 6. 6, vezi? 6 înmulțit cu 7. Că tu ești spus 5 ori 7, 35. Și ai făcut, cum tocmai ai spus, că nu-i voie. Că dă prostii. Ar fi fost 30 împărțit la 35. Se poate minus 5. Deci egal mai departe, nici nu se pune problema că nu face minus 5. 6 ori 7, bun. Mergem mai departe. Egal cu 9 împărțit la 3? 3. Plus 6. 16 împărțit la 4. 16 împărțit la 4. Plus 16, domn profesor. Păi, trebuie să facem împărțirea asta. Nu mai scriu 16 și profesorul. Deci facem acum operația asta. Și m-am făcut împărțirea, nu împărțit la 4. Plus 4. Așa. Plus 6 ori 7. 6 ori 7, 42. Plus 42. Egal cu? Egal cu. Singurul cu care putem să-l aflăm este 3 plus 7, 7. Și cu 42, 51. Deci, face 50 și când? De unde? 51. De unde ai zis? 7 și cu 42? Nu, 3 și cu 7, 7. 3 și cu 4, 7. Și cu 42. 30, 49. Atenție, 49. Există 51. Mai reluăm o dată să vedem clar cum anume se le efectuează. Deci atenție de la stânga la dreapta în ordinea care apar acestea. Deci 30 împărțit la 5. Nu 5 ori 7, că e a doua operație. Ai înțeles bine asta? Da. Nu mai greșește. Te rog, Cristina, să mai faci o dată. 9 ori, paranteză rotundă, 3 plus 4, închide paranteza, închideți, plus 80 împărțit la, deschideți paranteză, 2 plus 6, 80. Da. Deci unde ești? Ai scris de pe tablă? Da. Bun, plus 80, împărțit. Plus 80, așa, împărțit. Deschideți paranteză 2 plus 6 în paranteză. 2 plus 6 în paranteză. Plus 8. Plus 8. Dar după aia... Nu. În afară paranteză. Zi tu. 9. Da. Ori 7. Așa. Paranteza nu trebuie făcută. Egal cu 9. Deci dacă e băgată în paranteză, trebuie să o facem. 9 ori 7. 9 ori 7. Plus. Plus 80. Plus 80, da. Împărțit la cine? Împărțit la... 2 plus 6, 8 și cu 8, 16. Nu. 80 împărțit la 2. Împărțit la cine? 80 împărțit la? 2 plus 6. Asta. 2 și cu 6 la cine? 8. 8, numai la 8 și plus după aceea 8. După ce facem operația asta de împărțire. Atenție, că tu ce 8 și 8, 16 și... Nu-i de râs, nu-i de râs, atenție. Că sunt foarte exigent aici și îți atrag atenția că orice moment de acesta strică ieșițul complet. Da? Și egal mai departe cu... Ce spunem acum? Egal mai departe cu... 97, 30, nu, 63. 63 plus... Plus 8. Deci 8. Plus 80 împărțit la 8, egal cu 10. Plus 10. Și plus 8-ul care era la sfârșit. 8. Abia acum ai venit tipușul 8 ăsta, că numai pe traseu nu mai avem obligații. Și acum putem face toată adunarea asta. Cât face? 81. 81. 81. Mai vedem o dată. Spune, spune tu acum unde ai greșit. Spune. Da. Trebuie să recunoști. La 2 plus 6 plus 8. Îți dai seama cât de grav a fost? Foarte grav. Dacă ar fi fost aici o altă paranteză asta, aici pusă. Atunci 12 cu 6 și cu 8. Da? Deci... atenție foarte multă, dar fiindcă paranteza a pus aici, acum facem pe 80 împărțit la 8 și ce ne dă, adunăm cu 8 ăsta. Da? Multă grijă. Merge pe asta că... Da, mai descoperit o chestie foarte importantă. Am ghicit. Probabil că le-ai simțit pe roșa, că nu are clară. Nu, nici nu am făcut la școală. Am înțeles, dar dacă ne pregătim acum și îl functăm așa... Dacă ne-am la cu ocazia asta vedem și împărțire. Nu contează. Te înțeleg, dar noi facem un lucru minunat și pentru toți copiii, că filmele noastre vor fi urmărite de toți copiii. Și cei care sunt clasa a 3-a au nevoie de așa ceva. Corect. Așa. 9 ori, paranteză rotundă. 9 ori, paranteză rotundă. Da. 1 plus 49 împărțit la 7, împărțit la 7 încă o dată. Încă o dată? Da. Închidem paranteza rotundă. Da. Minus. Minus. 16 împărțit la 8 ori. Deschidem o paranteză rotundă. 5 minus 6 împărțit la 2. Egal. 6 împărțit la 2. Da. Și închide paranteza. Dar fă semnul cu X, că la școală așa ai să faci și apoi te obișnuiești. Da? Fă ori. Când am împărțit aici. E 6 ori 2. Ai împărțit, da, corect. Nu se știu. Egal. Ce face? 9 ori. 9 ori. Ori. Te-ai blocat. Deci 9 ori ce ori ieși? Lăsa, 9 ori. 9 ori. Foarte bine, 9 ori. Sau 9 ori, 50 împărțit la 7. Deci, foarte tare. Ai adunat pe 1 cu 49. 50. Dar cum să faci asta, că e adunare? N-ai voie. Tocmai am spus că în ordinea, dacă în paranteză sunt și adunări și scăderi și mulțiri și împărțiri, după mulțiri și împărțiri le ducem. Da? Deci, 9 ori și acum. 1 plus, că spun că 1 stai, liniște pe 1 aici. Deci o veni timp. Acum. Plus 49 împărțit la 14. Cum ai făcut? De ce 14? Nu, împărțit la 7. De ce? Stai să pleci, de ce ești 14? Când am adunat 7 căști. Dar ce e adunare aici? Dacă ar fi fost adunare și ar fi fost într-o paranteză, făceam. 7 plus 7. Dar așa... 7 plus 7 egal cu 1. 7 plus 7. Cum 7 plus 7? 7 împărțit la 7. 7 împărțit la 7 egal cu 1. Dar tu... Nu trebuie pe asta să o faci multe?